Și am avut ca invitații pe niște tipi care discută foarte mult despre chestiuni spirituale, civilizații și sfârșitul lumii, printre care și un amic mai vechi de-al meu, care se consideră regele agatârșilor. Și nu putem, nu puteam să nu-l invit. Am înțeles. Regele agatârșilor. Târcă, adică. Aha. Pe el îl cheamă Târcă. Aha. Și el zice că Târcă vine de la agatârș. Adică e ceva special. Ceva special. Și are o teorie, o schemă metafizică extraordinară despre lume și viață. Așa? Pe scurt, bine, teoria a mai fost vehiculată în presă în general și în literatura de specialitate. Universul, după ce a fost creat, o civilizație extraterestră a venit și ne-a depus aici pe Terra, unde, sigur că da, era o atmosferă propice pentru a putea trăi această specie, respectiv omul. Omul. Și păi de-a lungul secolelor am... Cu Dumnezeu cum? Cu Dumnezeu ce? El cu Dumnezeu. Dumnezeu este altă poveste. A, el nu e N-am ajuns, a terminat emisiunea până când să-l întreb despre cum stau lucrurile cu sfinții, cu Dumnezeu, cu îngerii. Înțeleg cu... că a durat mult teoria. A, da, da, a durat ceva. Dar oricum, ceva interesant este că el zice că a descoperit niște piramide împădurite. Așa. Și într-adevăr sunt niște... ca niște țâțe așa din pământ, da? Mai multe. N-am găsit o rimă mai bună. Da. Mai cu silicon așa sau mai naturel? Siliconate, siliconate. Naturelul simțitor, da. Am înțeles. Deci pe o zonă de șes, nu. Aha. Cu dealul. Da? Astea sunt una lângă alta așa. Într-adevăr, dacă vezi fotografia, te pune pe gânduri. Și sub ele sunt niște colane. Sau te gândești că foi lucrează în capul tău. Da, e adevărat. Da, nu poți să știi niciodată.